what am I? I'm Papa, the sailor. And I am what I am, what I am, and I am what I am. And that's all that I am, cause I am what I am. You got it? I think so, yeah. And I've got a lot of muscle, and I only got one eye. And I never hurt nobody, and I'll never tell a lie. Top to me bottom, from the bottoms to me top. That's the way it is, till the day that I drop. What am I? What am I? I am what I am! Am I the sailor? Ferry sau Cirkeva, se numește. Apoi se ia feribotul. Este mai practic să cumpărați bilet de acolo. O să-l folosiți doar la întoarcere. Iar aici vom căuta un autobuz local spre o destinație pe care încă n-am ales-o. Vă mulțumesc! Vă spunem în port că vom alege o destinație. Prima destinație, Tapin. Ca să ajungem aici, am luat autobuzul numărul 308 din Port spre Victoria. Aici se află biserica făcătoare de mine, de Biserica Tapinu este o biserică romano-catolică de pe insula malteză Gozo, în Marea Mediterană. Insula Gozo este cea de-a doua insulă ca mărime, după insula Malta, din întreg arhipelagul maltez. Originea bisericii Maica Domnului din Tapinu ne rămân încă ascunse în tainele timpului. Prima mărturie istorică privind existența acestei biserici se află în Curia, insulei Gozo, când episcopul Domenico Cubeles a făcut o vizită acesteia. Episcopul nota faptul că această capelă fusese recent reconstruită și aparținea nobilei familii a gentililor. Când, în anul 1575, misionarul Pietro Duzina, delegat al papei Grigore al XII-lea, a vizitat insulele malteze, a constatat faptul că această biserică se afla într-o stare avansată de degradare. El a ordonat demolarea bisericii și transferarea tuturor sarcinilor acesteia asupra bisericii parohiale din Gozo, actuala catedrală din Gozo. În orice caz, potrivit tradiției locului, în momentul în care cel însărcinat cu demararea a vrut să lovească cu turnacopul, acesta și-a rupt mâna. Acest semn a fost luat drept o hotărâre divină de a nu dărâma capela. Biserica Tapinu este singura biserică de pe insulă care a supraviețuit hotărârilor lui Duzina de a dărâma locașurile mai vechi. În anul 1958,
odată cu schimbarea proprietarilor bisericii, aceasta și-a schimbat și numele. Din Biserica Gentililor, ea a ajuns să fie numită Biserica Tapinu, adică a lui Filip. Acest lucru se datorează faptului că Pinu Gauchi a devenit procurator al acestui locaș de cult în anul 1611, el oferind o sumă mare de bani pentru restaurarea acesteia. Biserica a fost reconstruită. Un mare altar de piatră a fost ridicat și toate obiectele liturgice au fost achiziționate. Tot Pinu Gauchi a plătit și pictarea altarului Adormirii Maicii Domnului. Acest altar a fost realizat în anul 1619 de către Amadeo Perugino, probabil un membru al grupului de inchizitori. La data de 22 iunie 1883, Camela Grima, o femeie de 45 de ani, trecând pe lângă biserică, a auzit o chemare în timp ce se întorcea acasă de la câmp. Vino, vino! A auzit spunând vocea unei femei. Sperindu-se, aceasta a fugit de lângă biserică. Chemarea s-a auzit din nou, iar femeia și-a dat seama că acest sunet venea din interiorul capelei. Intrând în capelă, aceasta și-a început rugăciunile de zi cu zi. Vocea i-a cerut apoi să recite de 3 ori Ave Maria în amintirea celor 3 zile în care trupul Maicii Domnului a stat în mormânt, mai înainte de ridicarea ei la cer. Aflăm la Tapinu, aici este intersecția care va duce la fereastra albastră, Blue Window. Pentru a ajunge la fereastra albastră, luăm autobuzul 312. Vă mulțumim! Priveliște minunată este de la fereastra albastră sau Blue Window, cum este cunoscută în părțile lor.
ne aflăm în Valetta, capitala Maltei. Vechea capitală a Maltei se numea Midina. Aceasta este noua capitală. Story of Malta. And over there, they make the film Gladiator and Troy. Gladiator and Troy. If you want to take photo, I'll stop you to 5 minutes the bell, okay? Okay. Very. De 9129 de locuitori în anul 1994, este capitala Maltei. Valetta este o așezare din secolul al XVI-lea, cu multe clădiri din timpul cavalerilor maltezi, conducătorii de lungă durată ai orașului. Este numit după fondatorul său, marele maestru Jean de la Valette. În malteză este cunoscut în limbajul colocvial ca Il Beit, însemnând orașul. Cetatea a fost avariată în timpul raidurilor aeriene din al doilea război mondial. Valetta este construit pe o peninsulă, în care se află două porturi naturale, Marșamet și Portul Mare. Orașul a fost fondat în anul 1566 prin construirea bisericii. La Valetta se află mai multe biserici, cea mai remarcabilă fiind Catedrala Sfântului Ioan, în trecut Biserica Cavalerilor. Alte atracții turistice sunt Palatul Marilor Maestri, acum Parlamentul Maltez, și un Muzeu Național de Arte Frumoase. Orașul La Valette a fost înscris în anul 1980 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Thank you.
am o pe la vista, pe balcon. Avem o priveliște super, o piscină. Asta este situată în stațiunea turistică Aura. Este un hotel de 3 stele, deși pe unele pliante, cum este și cel din imagine, din camera hotelului, o să găsiți 4 stele, chiar și pe unele site-uri. Dar nu este de 4 stele, nu are condițiile unui hotel de 4 stele, se apropie de dotările unui hotel de 3 stele, ca să fim mai indulgenți. Oferă o priveliște frumoasă spre curtea interioară, spre piscină. Ca și dezavantaj ar fi lipsa internetului. Deși la recepție se plătește o anumită taxă pentru serviciile de internet, acesta nu funcționează. În realitate, nu funcționează. Și nu este doar un caz personal, o situație personală, este chiar o situație de grup. Am fost martor la anumite nemulțumiri adresate recepției hotelului. În principiu, dacă am ajuns aici și nu ne-am activat roamingul, este puțin probabil să comunicăm cu cei de acasă. Ca și dotări, este ok pentru clasa media a hotelurilor. Este apropiat de Golden Bay, unde se poate ajunge cu autobuzul. Actualmente circulă autobuzul cu numărul 223, cam 15-20 de minute durează drumul până acolo. Dar și dotări în cameră, este ok, are aer condiționat, un ventilator. Baia lasă de dorit. Curățenia este ok, să zicem, dar în secolul 21, în anul 2016, să recunoaștem, nu mai este igienică cada. Toate hotelurile care se respectă au duș. Un alt dezavantaj la dotările din cameră este lipsa prizelor europene. Majoritatea prizelor din cameră, și sunt mai multe, ce-i drept, sunt prize malteze, care sunt similare cu prizele din Marea Britanie. Deci pentru ștecherile europene sunt mai puțin accesibile. Nu se... este o priză europeană în cameră, în fiecare cameră. Dar o să vă arăt un mic truc prin care puteți folosi orice ștecher pe care îl aveți dumneavoastră, fără a face nicio investiție în adaptoare sau alte mijloace prin care să puteți cupla consumatorii. Acesta este un încărcător european cu 2 pini de cuplare, da? Aceasta este priza UK sau din Malta. Este foarte simplu. Cuplăm încărcătorul de cei 2 pin de jos în poziție orizontală, iar sus avem un pin care are un sistem de blocare. Apăsăm pe sistemul de blocare, poate fi mai ușor sau mai greu, și introducem ștecherul în priză. După care scoatem pixul, evident cum ați văzut și în imagine. Acum încărcătorul este alimentat. Aici avem butonul on-off. Acum este în poziție de oprire, întotdeauna să fie on partea de sus. O precizare foarte importantă, în Malta apa nu este potabilă. Lângă recepția hotelului veți găsi un magazin de unde puteți cumpăra apă potabilă, chiar mai ieftină decât în România. Dacă ajunge în Malta sâmbătă seara, s-ar putea să crezi că e revelionul. Nu este deloc așa.
Este seară de festă, iar maltezii fac ceea ce știu mai bine, adică focuri de artificii. Nu degeaba sunt pe primul loc la nivel mondial la acest capitol. E fascinant să le privești, mai ales că toate sunt diferite. Pentru spectacolul de artificii, toți maltezii ies în stradă, iar turiștii vin din toate colțurile lumii pentru a le admira de aproape. Focurile de artificii sunt mândria maltezilor. Așa că, pentru fiecare sărbătoare importantă, organizează astfel de spectacole pe propria cheltuială. Comunitatea se implică în toată festa pentru focurile de artificii, pentru decorațiunile satului. Artificiile la sol sunt lucrate manual chiar de localnici cu un an în avans. Maltezii fac voluntariat în fabrica de artificii doar pentru a se asigura că spectacolul va fi unul de neuitat. Altfel, maltezii se bucură de artificii în fiecare sâmbătă, spre fericirea turiștilor. Iar acest lucru demonstrează, fără drept de apel, că maltezii adoră artificiile la sol. Festa este o sărbătoare care se desfășoară în Malta din mai până în septembrie, în fiecare weekend în câte un sat, de fiecare dată sărbătorindu-se alt sfânt. Se poate întâmpla ca în același weekend să se desfășoare o festă în mai multe sate. De obicei, această sărbătoare durează 2 zile. Prima e ziua artificiilor, iar a doua este defilarea religioasă. Oamenii îmbrăcați de sărbătoare defilează cu steaguri și cu statuia Sfântului sărbătorit pe umeri. În această perioadă, satul este îmbrăcat în sărbătoare. Bisericile, pline de luminițe, casele și străzile decorate, steaguri roșii pe străzi, pe la balcoanele caselor. În centrul satului, lângă biserica principală, se instalează o scenă unde se țin spectacole, se aduc statui cu sfinți, defilează fanfara. Thank you.
Thank you.